După ce s-a descoperit o cantitate prea mare de oxid de etilen în produse, potrivit inspectorilor Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, autoritățile s-au sesizat, însă există încă magazine de unde nu au fost retrase aceste loturi. Pericol pe băți. Peste 1 milion de înghețate au fost scoase de pe piață după ce s-a descoperit că aveau în compoziție oxid de etilenă, o substanță folosită de regulă pe post de dezinfectant sau pesticid. Inspectorii ANSVSA au alertat supermarketurile pentru a retrage sortimentele cu probleme. Chiar și așa, în magazine treaba pare să stea diferit. Produse toxice sunt gata să fie cumpărate. M-ați înghețată? Da. Ați văzut că la știri circulă acea știre cu înghețată cu dezinfectant? Da, am văzut. Am auzit de. Nu vă este teamă să mai consumați? Nu. Dacă alegi mărcile care trebuie, ok. Totodată au fost făcute știri la fața locului cum că acel lot nu ar fi fost practic scos de pe piață. Ce părere aveți? Se poate întâmpla, nu știu, să comentez treburile astea. Mă, normal am încredere în autorități. Dacă le-au descoperit, presupun că și următorul pas este să le scoate de pe piață. Am auzit și că și prin București s-au închis un supermarket, tot așa, pentru că au găsit nereguli. Se poate întâmpla. Cei de la ANSVSA spun că guma de caruba a fost tratată cu oxid de etilenă pentru a rezista transportului către țara de destinație. Substanța poate cauza probleme cu inima sau chiar cancer. Majoritatea încearcă acum să-și mărească cantitatea și nu se gândesc la sănătatea oamenilor. Din păcate, asta e România și nu avem ce să facem. Lumea se gândește mai mult la bani decât la aproapele său. Însă, răspund tuturor să nu consume cel puțin înghețată comercială, cel puțin să-și facă acasă cu aparate speciale. Cea comercială conține numeroase chimicale, îndulcitori și, până la urmă, toată lumea vrea să arate bine și aceasta îngrașă. El nu se utilizează în alimente. Este o noutate în Europa ca acest dezinfectant să fie prezent într-un produs alimentar. Este o situație neîntâlnită până acum, a declarat Mihai Ponea, director general ANSVSA. Mi se pare o decizie foarte bună. Adică nu cred că acel dezinfectant făcea parte din ingredientele înghețatei. Și e o veste bună pentru mine personal că se iau măsuri. Pentru că au fost foarte multe cazuri de genul în care alimentele conțineau diferite chestii care nu trebuiau să fie acolo sub nicio formă. Deci, în opinia mea, e ceva foarte bine. Autoritățile îi avertizează pe consumatorii care au cumpărat deja din sortimentele toxice să le returneze imediat la magazin sau să le arunce. Producătorul înghețatei a transmis că substanța este un ingredient comun utilizat la fabrica înghețatei folosit în cantități extrem de mici.